Gara de Nord, linia 1. Acoperișul ăsta cred că are 10 de ani dacă a apucat să ruginească în halul ăsta. Totul e ruginit. Sau e pusă cea mai ieftină tablă. Care e ruginit în câteva luni, la primele două ploi. Vine cu ploaie înceată, dacă ar fi una torențială, îți dai seama, ar fi ud totul aici și inundat. Cam așa. Mulțumesc și bada prost. Linia 11. Arată ca și platforma, acoperișul de pe prima linie. Adică ciuruită, groaznică, înfiorătoare. Și probabil nici linia 8-9 de unde pleacă și vine trenul de la aeroport nu e mai brează. În schimb avem reclame la mărci internaționale celebre.